asupra creștinismului, da, pentru că reprezentau două forțe, două identități ființiale pentru omenire. Două cuvinte despre raportul stat-biserică în cel de-al treilea Reich, cu papalitatea ca o forță universală, deci Biserica Romano-Catolică, care asta e catolicos, însă universal ca tatăl lor privind întregul. S-a încheiat un fel de înțelegere, fiindcă Papa Pius a fost cardinal în Germania și era foarte anticomunist și avea dreptate și antisovietic și atunci simpatiza sau cel puțin accepta nazismul, căutând să mai apere și să scape pe preoți, iar mănăstirile catolice în Germania și în Italia și în Europa au adăpostit și au salvat mulți evrei și în Polonia au supraviețuit și copii și alții. Sigur că asta era acțiunele duse, dar arată că Biserica Catolică nici nu putea fi cu o discriminare, toți oamenii sunt credincioși, că i-au lui Dumnezeu, nu se putea. Dar, au încercat să salveze pe evrei, în Biserica Catolică. Mai fermă, sigur și Biserica a fost judecată. Victimei care au fost, nu au fost cardinali, dar preoți catolici, au fost împușcați și chinuiți și în Polonia, și în Franța, și în Germania, și în alte părți, fiindcă ei au intervenit, ei s-au sacrificat și ajutat. Chiar și în semnul bisericii protestante s-a făcut de bechenă de kirche, celebru apel de la Barmen, la începutul nazismului, și deci era absurdă opoziția unică. Cardinal, biscupul Galante, ministru și alții au oprit sau au redus exterminarea celor nebuni, adică elementelor proaste. Și cu asta intru la treia întrebare. Sigur că ei vreau curățire rasială, deci de aceea s-au eliminat oameni nebuni, oameni cu diverse martare și este una dintre crimele despre care să știi foarte puțin, fiindcă erau cetățeni germani, erau din Germania și din Austria. S-a mai oferit ca protestant biserica, dar este tot așa un capitol, un capitol de marele crime făcute împotriva oamenilor și astea erau împotriva religiei. Domnule profesor, este posibil ca să apară noi forme de extremism, nu numai în Europa, și chiar în întreaga lume, care să renască acest holocaust sub o formă sau alta. Da. Ce putem să facem pentru a combate extremismele politice? Îmi pare rău, dar avem acum un nou focar, dacă vreți, antisemit și cu scopuri letale. Este cazul Iranului. Iranul și poporul iranian, care sunt un vârf și o glorie a triburilor indo-europene, cu mare rezervă de învățământul puteri, am căput pe mâna unor totalitate. Fundamentalismul este o formă a imperialismului iranian, la fel cum sovietismul ajunsese o prelungire și o transformare a imperialismului rus. De-aia mulți ruși au marșat cu toate nenorocirile care le-a dus sovietismul și ceva asemănător este în cazul Iranului, care contestă Holocaustul, ceea ce e o prostie, arată demența. Dar e un fapt istoric care s-a întâmplat. Poți să fii marțian sau să îi urăși sau să iubești pe evrei, un fapt istoric care s-a întâmplat. Și ei îl neagă. Ne amintim de cazul episcopului englez, Williamson, care a afirmat că nu a existat Holocaust. Un caz nefericit, dar sunt și alții. Deci asta arată o atitudine de demență. Poți să iubești sau să urăști sau să n-ai nimic cu religia, să fii ateu. E un fapt istoric care s-a întâmplat. Gata. Dacă îl pui și îl contești, demență, nu poți contesta că a fost un război mondial sau că cine a câștigat războiul, cine l-a pierdut, așa mai departe. În Europa se mai simt aceste forme de antisemitism, de extremism? Doi. Și sigur că există încă germenii unor
organizații extremiste de dreapta. Există câteva mii și în Germania, numai că în Germania și cred că pot da liniștit o prognoză care nu va fi firmată. Poporul german în cei 60 de ani care au trecut de la cel de-al doilea război, prin o împărțire din nou în landuri, în provincii, prin scoaterea istorice, ce o greșeală, deci pierderea identității naționale, prin diverse alte măsuri, a ajuns un popor foarte pașnic, trebuie să poate reproșa că nu sunt buni soldați. Știți paradoxul, s-a spus că e sfârșitul lumii. După al doilea război au ajuns evrei, au originat luptători ca la SS și nemții care nu aveau armate decât obligatorii și nu sunt. Un popor se schimbă în câteva decenii, mai ales că totuși poporul german are reprezentanță unei mari culturi, unei mari științe și deci cu asta s-a terminat. Nu există condițiile istorice de revenire a nazismului. Nu uitați că nazismul venea în cadrul crizei în care... Asta în Germania a venit sau în întreaga Europa? Germania, care se aruncau de la etaj milioane de șomeri, care nu erau îngrijiți că astăzi era sfârșitul pământului. Și atunci o demagogie care promitea totul. Și de la început, a început de succese, șomajul se fac, renaște, nu știu ce, a găsit adereți. Asta nu se poate repeta, fiindcă deja Germania are o bună stare în care șomerii au mașini și nu mor de foame și nu umblă în zdrențe. Serviciile sociale sunt mai pe mentalitate, copiii au fost educat. Deci e un epifenomen ca o mică exemă, chiar dacă va exista și peste 100 de ani, chiar dacă vor la câteva procente. Unele landuri au ajuns odată să participe, nu știu, asta e cu Germania. Pe glob, în restul Europei, nu cred. Cred că lecția italiană, care era mult mai slabă și mamana fascismului, a fost învățată și a crescut și asta. Iar Spania n-a fost fascistă, numai stânga a făcut-o fascistă. În Spania, Franco a salvat Spania din destinul de republici de tip sovietice, care ar fi ruinat-o și așa i-a luat tezaurul și totul. Deci nu, vedeți că Falanga a fost un fleac. Însăși, Franco a admis-o din pregătire pentru ea și a desfințat-o 24 ore și a pregătit pe un rege într-o legalitate constituțională. Și vedeți ce rol a avut când a fost război civil acum, când armata vrea și doar o lovitură de stat. Deci, Spania s-a întors și o țară democrată, Italia la fel, și nu văd unde ar fi șansa ca să devină o forță politică cu oarecare greutate. Regimul polonilor din Grecia și de aici nu s-a ținut. Nu s-a putut face. A fost implicat guvernul României, guvernul Ion Antonescu, în deportarea evreilor? Da, sigur, e o problemă care se discută acum în parametri greșiți, îmi dați voie să spun că colegul interlocutor nu v-a spus. Eu sunt născut la Cernuți. Tatăl meu a fost un dintre mari demnitari care împreună cu alții regățeri și cu primarul Popovici au asigurat la o treime 18.555 de livre să nu fie nici deportați. Păteau numai steaca albă de rău. Să vorbiți în condiții foarte... Cernuți care era de altfel un mozaic al demnilor. Sigur, așa. Și eu am făcut și școală privată, eu cunosc și ghidici, deci cunosc mediul și am fost 41-44 creanători, deci am văzut totul, am vorbit, am stat de vorbă cu istoricul profesor Manfred Reifer, cel care mi-a spus că eu trebuie să devin istoric, am ștofă, am crezut pătra asta, că aveam alte probleme. A avut dreptate. Așa. Deci cunosc problema și sigur că după aceea cu colegii și prietenii polonezi ne-am lucrat în Polonia, câțiva ani a fost cu mama Iugoslavă, am discutat și am aflat multe lucruri și cunosc literatura rusă și adică cunosc a fost printr-o experiență contemporană și asta indiferent de aprecieri statistici și alte lucruri. Și de-aia deci mă întorc. În România nu a fost Holocaust. Pare rău dacă guvernul și alții am marșat pe această... Au existat lagere de exterminare în România? Deci,
Întâi, populația evrească din așa zisul vechi regat, deci în afara Bucovinii și a Basarabiei, nu a fost deportată. Deci ea a trăit și vorba de sute de mii de oameni. În București, cu drepturi de minunate, dar avea teatru, avea filarmonică, noi băieții care am muzicanți cândeam în București, când debutare la Barășeu, în sală, erau mai mulți creștini decât evrei. S-a făcut o școală pentru ei. Sigur, juridic erau fără drepturi, dar în fapt au supraviețuit. Eu nu cred că asta e holocaust. Acum, deportare. Da. Mareșalul Antonescu, care nu era fascist, era un român conservator, naționalist, de dreapta. E realitate. Nu e simpatia mea, dar eu sunt istoric și trebuie să recunosc multe lucruri, chiar dacă vin de la comunist, fascist sau sportiv, orice ar fi. Deci, el a pornit de la ideea greșită că trebuie pedepsiți evrei, fiindcă s-ar fi putat urât cu armata română, că s-a retras. Și eu m-am retras în 40 de la Cernuți. Toată lumea erau în ce 10 de militari. Erau atunci guvernamentele, erau după formula lui, care au rezidență legală și 10 inspectori. Și eu m-am retras și am văzut și am revenit după un an, având tatăl un demnitar mare, care știa totul, deci la nivelul ăsta. Și s-a spus, deci, că evreii au scuipat atâi, s-a spus că au omorât, n-au omorât, s-au sinucis o maior și altul, sigur. În josit, bun. Și trebuie pedepsiți. Dar sudul Bucovinei nu a fost cedat. Sudul Bucovinei, județele Suceava, Câmpul Lung și Rădăuți, au rămas în România, numai cel mulți Stârjeu. Și totuși au fost deportați și evrei din sudul Bucovinei. Asta a fost primul lucru care a fost foarte urât, chiar prin prisma lor. Doi, au fost deportați în niște lagere sau locuri nepregătite. Nu vă supărați, organizarea românească din primul război. Știți ce a fost o retragere? Când au venit trenurile sau pe jos cei care au ajuns, în foste colosuri sovietice, erau baie și nu știu ce. La prima epidemie din iarna a murit ca muștele de tifos exantimat iarna și sigur a fost și, nu știu, 20-30 de mii care în diverse acțiuni au fost împușcați de jandarmi. Astea toate sunt crime. România și guvernul răspund pentru crime și persecutarea evreilor, dar ăsta nu este holocaust. Cine a nimerit la mobilă, ca majoritatea cernuțenilor, de aceea au cota cea mai mare, o tremină au fost deportați, alții mare parte la Mogilov, unde s-a făcut un lagăr cu lipsuri, cu apă, cu medici, cu toate astea, și s-a putut întoarce majoritatea pe jos la Cernuția. Generalul Dragalina, ultimul guvernator, băiatul eroului de la, din primul război, despre care s-a spus că a fost simpatizant legionar, și în timpul revoltei din 41 a legionarilor s-a așteptat să fie la împotriva lui Antonescu, ceea ce nu s-a întâmplat, deci eu vă dau toți factorii care circulau, a lăsat unități ca trupe nermane SS în retrage pe Cernuță, nu execute. Și acum, când au venit sovieticii, au găsit o mare comunitate și când Stalin, ca să lovească în Anglia și să favorizeze crearea Israelului, a dat voie la emigrație, au plecat toți, nu au rămas decât 500, pentru că au fost loviți odată ca burghezi și evrei de Stalin, 40-41, și a doua oară au fost totuși deportați și au avut și victime sub români. Deci am înțeles că ambele totalitarisme nu sunt bune și au plecat, nu au rămas decât 500. Asta. Deci există victime, există morți de care România răspunde. Da, a fost o lagă zis de exterminare la Neaga pentru politici, pentru comuniști, dar nici ăla nu era făcut că îi otrăvește bagă în cameră de gaz și gazează. O luau unii după alte unități care au lichidat, dar era un mic lagă. Evreii din regat au trăit și singuri din Europa, care nu purtau nici măcar stea. Antonescu a vrut să le pună stea. Și Filderman, care a fost coleg la Pitești,
Tinerețul Contulescu a scris o scrisoare: în care țară din Europa sub ocupație germană șeful comunității îl era rost pe conducătorul statului că nu-i frumos să puiești ai vreilor? Păi cred că a dărna în cărlige